Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Vă prezentăm câteva repere pe care le vom trece în revistă în emisiunea noastră de astăzi. Vă dorim o seară plăcută! În emisiunea de astăzi, dragi telespectatori, vă prezentăm o relatare despre ajunul la satul nou și un reportaj despre Marele Festival de Folclor și Muzică Românească Uzin 2010. În preajma Sfintelor Sărbători de Crăciun am poposit la Biserica Ortodoxă Română din satul nou cu prilejul slujbei de ajun. Părintele protopop Gheorghe Ianeș, parohul acestui locaș, s-a adresat credincioșilor români cu un mesaj cuvenit. Iubiți credincioși și credincioase, cel din tâi praznic împărătesc cronologic, închinat Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este nașterea după trup, Sfântul Crăciun. Împărtășindu-ne de cireasca dragoste care ne-a adus-o pruncul sfânt, născut în ieslea Betleemului, în sufletul fiecărui creștin se filipează îndemnul pios de a deschide larg ușile inimii, rugându-L pe Domnul iubirii să se nască și să se slășluiască în adâncul ființei noastre. Fiorul tainic din nou străpunge ființa milioanelor de credincioși creștini care s-au pregătit să aștepte și să prăznuiască cu sfințenie Crăciunul strămoșesc. Nimic nu este mai plăcut pentru auzul nostru în aceste zile decât să reîntrospătăm în cugetele noastre istorisirea nașterii lui Iisus Hristos și nimic nu este mai înălțător și mai de folos decât să trăim în sufletele noastre frumusețea și mărimea dragostei lui Dumnezeu față de noi, față de întreaga lume văzută și nevăzută. Bucuria nașterii lui Iisus Hristos a fost mult așteptată și dorită de-a lungul veacurilor ca Domn al Păcii, ca Făcătorul de Pace, cum mărturisesc vechii proroci. La nașterea Lui, îngerii din ceruri îl întâmpină cântând imnul măririi lui Dumnezeu în celelalte, al păcii pe pământ și al bunăvoirii sau dragostei între oameni. Biserica împlinește în lume însăși lucrarea pe care a săvârșit-o Iisus, n-a încetat o clipă pentru dobândirea, statornicia și întărirea păcii în lume. Biserica lui Hristos este deplin convinsă că Fiul lui Dumnezeu s-a născut ca să ne izbăvească de păcate și să ne aducă liniște în sufletele noastre zbuciumate de patim, ca să strângă la oaltă pe cei ce se dușmănesc și să-i aducă la sânul Părintelui Ceresc în împărăția cerurilor. De pace în lumea a fost, este și va fi nevoie totdeauna. Pacea este mereu prezentă în preocupările oamenilor. Atunci când există, trebuie să fie păstrată, iar când lipsește, trebuie căutată. Noi creștinii suntem deplin convinși că pentru săvârșirea oricărui lucru bun ne vine ajutor Dumnezeu, Domnul Păcii. Așadar, nădăjduind în triumful ei, pacea să o propovăduim pentru buna înțelegere între noi, pentru pacea a toată lumea. Cu gândul că bucuria acestui praznic sfânt va fi deplin simțită și trăită de toată suflarea creștinească, aducând totodată pace în sufletele tuturor, în toate orașele și satele și în toată lumea, vă binecuvintez cu salutul tradițional creștinesc și bisericesc: Hristos s-a născut, adevărat că s-a născut! De ce n-am venit la timp, mamă, ca să te colim? De ce oare, tată bun, n-am venit cu Moș Crăciun? Poate că am întârziat pe unde am tot umblat, cu
După toate peripețiile legate de festival, de pe parcursul anului lăsat în urmă, Uzdinul, localitatea în care cea mai mare emulație de folclor din spațiile noastre a luat naștere, a fost gazdă ediției jubiliare a 50-a la rând. Festivalul jubiliar Uzdin 2010 s-a desfășurat în perioada 26-29 august pe scena de vară din Curtea Școlii Generale Sfântul Gheorghe din localitate. 4 zile și 4 programe cu aproximativ 1300 de participanți s-ar putea spune că sunt cartea de vizită a festivalului de la Uzdin din acest an, care poartă în continuare aprinsă făclia folclorului românesc din Banat. Anul acesta este ediția jubilară de festival a 50-a și în pregătirile astea care le-am avut legate de ediția jubilară, Uzdinul, după cum este și de cunoscut, tradițional, are capacitatea și amabilitatea sau sârguința ca să facă într-adevăr un festival, cred eu că toți o să îl spună un brav și la un nivel. În ciuda condițiilor grele în care s-a desfășurat, ediția jubiliară a fost dusă la bun sfârșit, reușind să împace și să adune toți amatorii culturali într-un singur loc, pentru a sărbători marele jubileu așa cum se cuvine. Festivalul jubiliar Uzdin 2010, organizat sub auspiciile Comunei Covățița, a fost inaugurat festiv de Ministrul pentru Drepturile Omului și ale Minorităților Naționale, domnul Svetozar Ciplici. Malo je naroda u Evropi uopšte, pogotovo na našem prostoru, koji kao Rumuni i Srbi su praktično čitavu svoju istoriju gradili na prijateljstvu i na saradnji. Zapravo je opšte malo naroda koji su u zajedničkom životu uvek pokušavali i verujem uvek uspevali da saživot uvek nadograde. U krajnjoj liniji malo je i prostora u Evropi poput ove Vojvodine, gde ima toliko nacionalnosti, gde ima toliko naroda, gde svaki narod, izgrađujući i čuvajući svoj identitet, izgrađuje i čuva identitet i svojih prijatelja i komšija koji pripadaju onom drugom, ali i prijateljskom narodu za kojima smo često i rođaci. Cuvinte de salut a adresat mai întâi domnul Todor Ghertinișan, primarul Uzdinului și vicepreședintele Comitetului Festivalului, iar apoi și domnii Miroslav Crișan,
președintele Comunei Covățița și președintele Comitetului Festivalului, Daniel Petrovici, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, Excelența sa, domnul Ion Macovei, ambasadorul României la Belgrad și Milorad Djuric, secretar provincial pentru cultură. Hai să lăsăm supărările, hai să lăsăm necazurile, să ne bucurăm astă seară de ceea ce se întâmplă, de întâmplarea frumoasă de aici, de la Uzdin, și să exprimăm speranța că asistăm la o renaștere, dacă îmi dați voie să spun, a preocupării dumneavoastră a tuturor pentru păstrarea limbii, pentru păstrarea culturii, pentru purtarea cu mândrie a costumelor frumoase pe care le aveți, cu speranța că și biserica intră în atenția dumneavoastră și este locul care ne poate îndemna să fim mai buni și mai uniți. Este deosebită onoare pentru mine că sunt aici la Uzdin, la festivalul care are tradiția lungă în Voivodina și reprezintă o manifestare culturală foarte importantă pentru păstrarea cultural național a românilor din Voivodina. Cunoscuta pictoriță naivă din localitatea gazdă, Sofia Ionașcu, în numele Căminului Cultural din Uzdin și al ei personal, a înmânat picturi excelenței sale domnului ambasador Ion Macovei și ministrului Ciplici. Gazdele, uzdinenii, s-au străduit să pregătească un program inaugural pe măsura evenimentului, intitulat Uzdinul la 50 de veri. Splendoarea portului din Uzdin, cântecele și dansurile tradiționale le-au prezentat amatorii din cadrul Căminului Cultural Doina din localitate. A urmat programul propriu zis al festivalului. În primul spectacol am avut ocazia să audiem două coruri bărbătești din cadrul Societății Cultural-Artistice Ștefan Ștefu din Ecca, dirijor profesor Roman Bugar, și al Bisericii Ortodoxe Române din Satul Nou, dirijor Grațian Petrovici.
Căminul cultural se va prezenta în seara aceasta cu o soită de folclorul care este în fiecare an, care a fost anul trecut la Seleuș, și Departamentul de Artă și Cultură, DAC, ei vor participa, că știu, sâmbătă, după un program, așa că sunt foarte mulțumiți pentru că și Căminul Cultural și Departamentul, pentru că anul acesta o sărbătorim, să spunem, 10 ani de activitate și este o activitate sufletească pentru toți tinerii care vreau să reprezente satul său și tradiția și obiceiurile strămoșești. Au evoluat în continuare două grupuri vocale, feminin și masculin, din Uzdin. Grupul vocal mix din Ovcea, Orchestra de muzică populară Doina din Uzdin, Ștefan Ștefu din Ecica, Steaua din Ovcea și Orchestra de muzică populară a Căminului Cultural 3 octombrie din Satul Nou, dirijor profesor Janiel Șublea. Fiecare ediție a festivalului a fost completată cu manifestări adiacente. Așa a fost și de data aceasta la ediția jubiliară de la Uzdin. În incinta Școlii Generale Sfântul Gheorghe din Uzdin au fost organizate două expoziții. O expoziție de pictură naivă, la care au fost expuse picturi din Galeria de Pictură Naivă a Căminului Cultural Doina din Uzdin, și a copiilor de la Școala de Pictură Naivă a Sofiei Ionașcu, și o expoziție de port popular și artizanat organizată de Societatea Femeilor Pensionare Bunicuțele din Uzdin. Cu acest prilej au fost expuse chilimuri, cătrințe, traiste, brâuri, broderii, etc. M-am gândit de mult că când vine festivalul să fie o bucurie aici în Uzdinul nostru și zi de sărbare, și m-am gândit la o expoziție cu multe tablouri, la care m-a fost dorința să expună alături de mine și fetele care le învăț eu, elevele mele. Și ele au lucrări, 3 fete, câte 5 lucrări, 15 lucrări au aici. Tot așa lucră și ele, ca mine, ulei pe pânză. De la început nu le-am dat voie să picteze sau să schițeze cu creionul, direct cu culoare. Și văd că în 2 ani de zile, din zi în zi, tot mai bine și mai frumos. De cât timp lucrați cu fetele? Din 2008. Iarna în 2008, 2009 și acum 2010, o dată pe săptămână, dar de la început am început de două ori pe săptămână, nu m-am văzut că nu li se uscă lucrarea și atunci facem mai mult rău decât bine și așa că am lăsat o dată în săptămână și ele au multe obligații și în timpul liber, când ele se hotărăsc, atunci vin la mine și eu ele pictez, adică ele pictează și eu le arăt, le spun, le stau un ajutor. Planificați să mai organizați vreo expoziție cu lucrările pe care le realizează ele? Da, acum nu. Eu am avut expoziție la Press Center, la Taniung, în Beograd, și atunci am avut de 3 ori la
să am turism, unde ori participat și ele cu mine atunci de 8 martie, anul trecut, acum aici la festival și în viitor. Da, unde mi-s chemată și eu o să le iau și pe ele cu mine ca să se vadă că mai este cineva, cine lucră pe mai departe pictura naivă de la Uzdin. Da. Dumneavoastră sunteți din Uzdin, acum suntem la ediția 50-a. Ce ne puteți spune despre festival, despre cântecul și jocul pe care o să-l vedem acum 4 seri consecutiv? Cum s-a cântat și s-a jucat pe timpul când erați mai tânăre și cum acum? Eu să zic, întâi ne-a fost cât altfel decât lumea asta tânără și lumea dâncoașa, e cu totul parcă și mai frumos, și mai bogat. Și o să vedem acum între aceste 4 serii cu ce ni-s pregătiți, adică ni-s pregătiți care mai de care, cât mai fain și mai frumos să fie. Vernisajul expoziției a fost încredințat lui Miroslav Crișan, președintele Comitetului de Organizare al Festivalului Jubiliar, după ce a fost anunțat de Ana Boier, președinta Societății Bunicuțele și președinta pentru manifestări adiacente, iar celor prezenți s-a adresat excelența sa, Ion Macovei, ambasadorul României la Belgrad. Značaj jednog naroda i misija jednog naroda je o tome da on čuva svoju tradiciju i svoju kulturu. Ona se čuva na razne načine, znači održavanjem običaja, čuvanjem starih stvari, kao što imate priliku da vidite ovde, i naravno slikanjem i ostavljanjem tragova nekih običaja koji su godinama postojali, neki su se i menjali, ali su svakako svi oni tim slikama očuvani trajno. Ja se nadam da će danas uživati prvo u ovoj izložbi, u bogatom, što bi ja bila rekla, koloritu slika rumunske nacionalne zajednice i da ćemo ovo večer zajedno provesti uz lep program koji je pripremio Dom kulture Dojner. Gracije, domnule președinte Crișan, festivalul și manifestările adiacente au fost salvate și până la urmă mesajul pe care l-am transmis anul trecut a fost să ne vedem la Uzdin, la un singur festival. Ceea ce cred că este esențial, să fim într-un singur festival, pentru că acesta îi reprezintă pe românii din Serbia. Eu mulțumesc tuturor celor care au contribuit la constituirea și organizarea acestor expoziții. Le mulțumesc pictorilor, celebrelor pictorițe de la Uzdin. Mulțumesc tuturor celor din Uzdin care știu să păstreze poate mult mai bine decât alții, chiar români din Serbia, tradițiile acestor locuri. Cu ocazia festivalului jubiliar 50 de ani, la Uzdin s-au organizat două expoziții adiacente pentru festival. Una este Asociația Femeilor Pensionare Bunicuțele, care au prezentat portul începând cu o cameră de tineri aranjată cum era pe timpuri, un leagăn cu bebelușul, după aceea diferite porturi de femei și de bărbați, până la lada de zestre, tot lucrate de mâinile femeilor. De partea cealaltă în hol avem o sumedenie de cilimuri, să spun, care sunt țesute în războiul care este prezent de față. Avem și expozite de pictură naivă a pictorilor care sunt membri la Căminul Cultural, la Galeria Căminului Cultural Doina din Uzdin. Câți pictori au participat și cu ce s-au prezentat? Sunt vreo 5 sau 6, nu știu precis să spun, din care încă pictează și sunt picturile de la galerie a pictorițelor care nu mai sunt cu noi și au picturi cu motive din Uzdin. Aceste minunate cuvoare pe care le vedem în față, de unde le-ați procurat și câte vechime au? Covoarele astea sunt țesute la Uzdin, le-am moștenit de la părinți, de la mamele noastre, de la bunici, ba chiar și de la străbunici. Pot să spun că cel mai tânăr este de vreo 50 de ani, dar celelalte sunt și mai vechi. Acum nu se mai lucrează, nu se mai țesă, așa că noi le păstrăm pe astea care le avem și sunt bine păstrate până acum. Avem destule cilimuri în Uzdin, am avut înapoi.
Cu 5 ani o expoziție cu 100 de cilimuri. Într-adevăr, au fost 100, dar poate că am fi putut și mai mult de 100 să adunăm. Așa că de data asta avem undeva la 25-30, că ajunge pentru o expoziție așa cum e asta acum. Bucură faptul că anul acesta, când cea mai mare emulație de folclor a minorității române din Serbia aniversează jumătate de secol de existență, s-a ajuns totuși la o înțelegere între părțile divizate de a participa împreună la ediția jubiliară a festivalului. Ediția de astăzi, stimați telespectatori, a luat sfârșit. Ați urmărit încă o emisiune în limba română, care se transmite consecutiv în fiecare marți la ora 19:30 și în reluare sâmbătă la ora 7. Cu bine, pe săptămâna viitoare!